Lotul Petrean, din care lipsesc mai mulți jucători cu probleme medicale, a plecat în această după-amiază spre Botoșani, iar cuvântul de ordine în sânul echipei este victoria și inclusiv cele 3 puncte care ar menține intacte șansele de salvare. Un obstacol che dobbiamo sorpassarlo, superarlo da qui nella prossima partita casalinga. Vediamo quello che succederà. Un match foarte greu ne aștept la Botoșani, dar oricum aici nu este nimic ușor. Totul este foarte greu, căutăm cele 3 puncte în fiecare meci, dar acasă suferim foarte mult din prisma multor factori, dar o să vedem ce se întâmplă, noi trebuie să trecem de această dificultate. Înaintea meciului direct de mâine, gazdele lui Leo Grozav ocupă poziția 8-a în clasament cu 37 de puncte și pentru moment par scutite de emoțiile retrogradării. De partea cealaltă, petrenii sunt pe poziția 15-a cu 23 de puncte. Echipa din Botoșani a început foarte slab returul, dar a câștigat ultimele două meciuri din campionat cu Chiajna și FC Brașov. Una bella squadra. Ripeto, noi cercheremo di fare il nostro. Poi, se sono più bravi loro, i meriti vanno dati, ma noi cercheremo di fare i punti senza, perché poi abbiamo soltanto un risultato, non abbiamo due o tre, abbiamo soltanto un risultato, che è la vittoria. La noi de la început am cercat să nu ne adaptăm jocul celuilalt, ci să ne avem identitatea noastră, să avem un joc al nostru pe care să-l facem în timpul meciului. Normal, Botoșani are o situație mult mai liniștită decât a noastră în clasament, este de aproape sigur de salvare și joacă foarte bine acasă. Sunt puternici în toate, din punctele de vedere, au jucători foarte buni, dar noi avem o singură opțiune în acest meci, care este victoria și trebuie să intrăm în teren cu aceeași dărâmință de până acum. În tur la Piatra Neamț, FC Botoșan s-a impus cu 1-0 prin golul marcat de Hatnaghi încă din minutul 1.